Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nord în Balanță. Am schimbat într-adevăr ordine, am anunțat deja asta pentru că Balanța pentru luna trecută a avut cele mai multe vizionari. Și trebuie să-mi onorez clienții, abonații, prietenii. Vă mulțumesc pentru atenția pe care îmi o oferiți. Sper mesajele care vin să vă țină concentrați pe ceea ce ofer măcar o dată pe lună, pe acest canal. Dragii mei, deja unele mesaje au venit. În primul rând, din seria acestor oracole, ați primit cartea care se referă la studiu. Trebuie să citiți, să cercetați și, eventual, să vă educați, dar nu doar prin carte, dar cred că aveți și... Uite așa frumoasă imagine, și carte, jumate carte, jumate calculator. Și... educație virtuală, trebuie să vă dezvoltați într-o privință, ca să căutați să vă găsiți cu... Ce? încrederea, claritatea de care aveți nevoie într-o anumită direcție profesională în cariera voastră. Asta e o carte excelentă pentru perioada zodiei Fecioară, da? pentru că este guvernată de Mercur. Este un Mercur matur care studiază pagină cu pagină. Poate aveți de făcut teste, poate aveți de citit, poate aveți de cercetat ceva. O parte din noi și, în mod special, a voastră, cei cu planete în balanță, sunteți, suntem chemați să studiem. Nu știu de ce mă includ și eu, pentru că știu că lucrez la niște proiecte și scriu ceva, studiez altceva. Deci, într-un fel sau altul, vă empatizez cu voi, mai bine zis, și vă înțeleg. Trebuie să găsiți cheia unor răspunsuri. Chiar e la voi, în sufletul vostru, dar totuși trebuie să, să cercetați. Da, sunteți semne de aer, sunteți logici, dar aici este. Chiar este la nivelul ceacre inimii. Încercați și conectați-vă Și la această ceacră, în momentul în care faceți acest studiu, după cum vedeți, e un triunghi de aminte și carte, informația pe care o preluați din mediul înconjurător, din cărți, din ce mai aveți voi de studiați. E un triunghi cu vârful în sus, e foarte frumos și central, iar central este cheia, este inima, acolo este. Aveți un spirit care vă, vă ghidează, este poate că vă place, unora dintre voi vă place bufnița, ca și poate aveți acest totem. Eu am uliu, tot pasăre de pradă, dar uh, aveți un spirit care vă ghidează, vă inspiră. Și este un spirit de noapte. După cum vedeți, și ambientul este tot nocturn. Poate că unii dintre voi cercetați mai bine noaptea. Timpul, interesant, ce observă acum, timpul. Dar trebuie să fiți totuși în timp Divin. Aveți grijă să nu vă fure această, acest studiu mai mult decât e cazul. Nu, acum putem să vorbim de carieră, dar evident că poate să fie și despre o relație. Aveți totuși la capătul setului de cărți copii și creative expression. Trebuie să vă exprimați creativ. Casa a cincea, poate că trebuie să învățați ceva cum să vă creșteți copii. Poate că, pentru unii dintre voi care sunteți mai raționali, trebuie să învățați să studiați copiii și să învățați de la ei cum să fiți creativ și cum să vă exprimați, aceasta, aceasta vă va da putere, această lecție vă va da putere. Această lecție integrată în voi. Și iar dorința inimii, da iar inimă și inimă într-un fel sau altul se regăsește sau se confirmă importanța conectării la inimă. Sunteți semne raționale în general, dar asta e. Să nu uitați totuși și de sentimentele voastre. Eventual cu această, această carte, poate că unii dintre voi trebuie să fiți și copilăroși, să vă dați timp să fiți și... Interesant aici, parcă ar fi un soi de puterea. Dar altă variantă, copiii vă temperează egoul, vă copiii vă distrag de la natura asta impulsivă și pământeană pe care toți o avem, copiii și natura noastră copilărească. Frumos. Poate ar trebui să pictați, să cântați, să dansați. Nu e vorba doar de joacă, e vorba și de expresie. Da, joacă e necesară, dar de ceva mai mult. Și atunci este studiu. Poate studiați cum să pictați, poate studiați cum să scrieți o carte, poate studiați cum să uh, faceți poezie, poate studiați eu știu ce alte forme de exprimare. Mare scris. Vorbit. Acum, din seria aceasta de cărți pe care o voi folosi și voi face cruce celtică astăzi, am văzut, chiar de la început, turnul urmat de, marle, de, nu, urmat de regele de monede, 2 de monede și 10 de monede. Cred că unii dintre voi trebuie să alegeți între familie sau o profesie foarte bănoasă și statutul vostru de, eu știu, membru de familie, într-o formă sau alta, soț, soție sau, eu știu, tată, ce sunteți și jobul respectiv, sunteți între două, dar trebuie să te alegeți. Și apare acest turn, această alegere vine într-un mod neașteptat, ori o ofertă de job, o ofertă de bani, ori pur și simplu ceva se întâmplă în viața voastră și vă zdruncină echilibrul acesta, regele de monede, 10 de monede, construcția financiară pe care ați făcut-o și sunteți puși în situația în care trebuie să alegeți între construcția respectivă și inimă. Și aici trebuie să studiați. De-aia trebuie să studiați. În continuare, am oprit aici, în momentul în care am este am oprit aici pentru că mi s-au părut cărți foarte importante. Ce am mai văzut? Am văzut multe cărți intense. Dar acum s-a arătat judecata și magicianul. Am în două țin de gândire. Și judecata și magicianul care este un mercur până la urmă care manifestă. Dar nu e suficient să studiem, să înțelegem să înțelegem, să ascultăm intuiția, inspirația divină, trebuie să și manifestăm. Și probabil că unii dintre voi, cu un anumit marcaj, în anumite planete, zic unii, pentru că unele balanțe știți că sunt mai... mai mai comode uneori, am zis unele, da, să nu vă supărați că sunt unele, eu știu câteva balanțe care până iau taurul de coarne și se mișcă și acționează, trece ceva timp. Și eu cred că acest mesaj este pentru acea categorie de balanțe, nu știu ce aveți voi, Soare, Lună, Venus, Ascendent, da? care stau atât și se gândesc și studiază și analizează și talerul 1 și talerul 2 și balanța 1, 2, 3, 4, câte ori fi, 49, și acționează mai greu. Da, am spus, este o clepsidră în spate. Aveți grijă să nu ieșiți din timpul divin și să nu pierdeți o ocazie, tot studiind, studiind. Unii dintre voi vreți să renașteți dintr-o situație foarte încurcată, foarte noroasă, foarte, care v-a pus eventual la pământ, Eu, cel puțin la mine pe canal, în ultimii, nu un an, doi ani de zile, balanțele au trecut prin încercări foarte grele, prin bubuituri puternice, turnuri, renașteri, morți, transformări. Bine, transformarea vine în timp, nu se întâmplă peste noapte și ca... iar apare moartea și 8 de cupe. Trebuie să vă îndepărtați de o anumită investiție. Ați investit într-o direcție, într-o curte, într-o construcție și acea investiție s-a dovedit a fi, nu știu, fadă, nu a dat rezultatele scontate, ceva n-a Și atunci trebuie să vă detașați de acea investiție care vă obosește. Vă pierdeți spiritul acesta copilăresc, jucăuși. În acel context. Și, îndepărtându-vă de acel spațiu, de acel loc, de acea situație, intrați fără să vreți sau poate, da, fără să vreți, că sunt unii care nu. nici nu ascultă tarot. Mă vorbesc la modul general. Intrați, într-un fel sau altul, în această vibrație foarte intensă a transformării radicale. Dureroasă, e dureroasă, chiar dacă ține de suflet, evident. Orice transformare e dureroasă. Hai să mai amestecăm. Totuși, vreți să manifestați, sunteți chemați să manifestați, da? Ia uite, magicianul este foarte creativ. Este un magician, cineva care face magie, artă, dar nu neapărat artă. Poate, adică, ba, poate să facă și artă. Uh, e spectaculos. Poate unii ieșiți în public într-un fel sau altul și atrage Atenția, poate. Sunt multe posibilități. O să vedem. Ideea este că trebuie să renașteți. Să mai amestecăm. Soarele nu vine ascendent, nu nord în balanță. Soarele nu vine ascendent, nordul nord balanță. Septembrie 2020 și 1. Și 1 leți. Cruce Celtică, pentru că așa îmi place, și n-am mai făcut de ceva timp. O, oh, ce frumos sunteți voi aici! Ați putea fi, că sunteți venusieni! Ați putea fi! Poate că în sufletul vostru vă doriți să, să fiți mai colorați, mai și mai frumoși și mai atractivi, înconjurați de tot ce e mai bun, da, de abundență, de emoții de emoții, de dragoste, de plăceri. Vedem. Dar, evident că poate să fie și altă persoană pe care o vedeți ca cea mai cea, cea mai cea. Dar, repet, puteți să fiți și voi. Vedem. Hai să ne iau. Șapte de păi. Ce, ce diferență este? Ce provocarea? Sunt, în te sunt, șapte este o, o, reprezintă casa balanței, de fapt. Balanța e a șaptea zodie și reprezintă relațiile de la, eu știu, de muncă, de familie, prieten, Nu, prieten mai puțin. Familia, adică contractele pe care le faceți în acest sens sau pe care le aveți. Aici este. Aici e provocarea. Cum vreți să fiți așa sau așa? Eventual cineva vă inspiră să vă descoperiți alte calități și trebuie să studiați. Și nu e vorba doar de carieră, e vorba, repet, și de felul în care vă exprimați unii dintre voi. Da, știu, balanțele sunt foarte amabile, dar uneori sunt stângace la capit capitolul uneori, depinde de, o, de la unul. Da. În trecut, iau, te 8 de cupe. Ați ținut în mână multe cupe goale. Nu vă goale sau poate insuficient de, știu, satisfăcătoare. Sunt prieteni, relații, suflete karmice. Hobiuri? Nu, nu sunt hobby-uri. Sunt situații în care ați fost puși și care nu v-au adus bucurie. Trebuie să vă îndepărtați, să mergeți către nouă de cupe. Și aici este. Posibil această împărăteasă să vă arate calea. Ar fi frumos. Dar, vedem ce alte mesaje mai vin. Ar fi frumos să fi înțeles că trebuie să vă descoperiți pe voi, unii dintre voi. În ultima vreme, patru de cupe. În ultima vreme, după ce ați făcut această călătorie de autodescoperire, Ați întâlnit în calea voastră un personaj care va provocat ori să le oferiți voi dragostea, ori ei vă oferi dragostea, dar această ocazie a trecut. Aici aveți grijă. Timpul, timpul. În viitor aveți 10 de monede. Bani, bani, bani. În prezent, în prezent aveți 7 de băte. Hai să vedem cum se mai leagă. Șapte de bute este o atitudine defensivă. Trebuie să învățați să puneți garduri, ziduri de protecție în fața voastră, față de cineva care are tendința să vă atace. Hai mă, ce cu musculița asta? Sfatul. Încheiați un capitol și începeți altul nou. Apropo de studiu, da? Gata, nu mai studiați atâta capitolul respectiv că l-ați învățat. Se pare că l-ați învățat. Îndrăzniți și treceți la următorul. Imediat mai sunt și alte mesaje. Opa Nasol, asta este chiar Nasol. Nu prea îmi place. Nu prea îmi place. În poziție exterioară aveți pe cineva în jurul vostru care vă minte, care vine, pleacă, vine, pleacă și are o strategie. Foarte bine pusă la punct să vă țin așa în stand-by al treilea, al șapte, 7 șapte. 7, 7, 7. Da? Vă țin așa în stand-by acest personaj, o să-l clarificăm. Hm. Mm -mm. Este exterior, nu sunteți voi. Ar putea cineva să zică, a, că balanța vine, pleacă. Acum nu vorbesc despre balanțe care vin și pleacă. Acum vorbesc despre o balanță care are în pe cineva care vine și pleacă. Dar, vedem ce alte mesaje. Deocamdată, acestea sunt așa. În, în fugă transmisă. De ce vă este teamă de valetul de monede? Aici este. Să începeți un nou proiect. Pentru că aici este provocarea. Dar dacă îndrăzniți acest nou proiect, veți ajunge la abundență. Uitați, împărăteasa este central. Vă doriți abundență, să străluciți și într-un viitor, a, eu știu, îndepărtat, apare și 10 de monede, da? Deci puteți să creați, dacă îndrăzniți, 7 și cu 1, 8, 8 iar transformare prin muncă. Să nu uităm și focul acela care în spatele muncitorului, cel care alchimizează monedele. Puteți începe ceva nou și să ajungeți la abundența aceea pe care v-ați dorit-o inițial când ați început acest proiect care a rămas, ia uitați. Aici, este, aici sunteți obosiți sau poate altcineva e obosit, voi știți. Dar, 777, niciunul nu e prea frumos. Hai să zic că aici mai găsesc mesaje frumoase și aici mai găsesc la următorul mai greu. Aici este, vă este teamă să începeți, eventual vă este teamă să comunicați cu cineva ceva. O comunicare practică, care ar putea să manifeste, că tot am văzut magicianul, să manifeste, să realizeze conexiunea dintre voi și cineva. Ce vă doriți? Opa, regele de spade. Iar studiați, nu, gândiți, vă doriți să vă păstrați autoritatea. Capul pe umeri. Să manifestați adevărul. Varianta bună a acestui rege de spade este manifestarea adevărului. Ia să vedem cum le pun eu. Mai. Atât să le dai un pic la o parte. Că nu se... Da? Hm. Ce reușit să faceți? Oh, am zis cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Ce reușit să faceți? Sunteți un pic cam închiși. Aveți în suflet multă dragoste, dar după cum se pare, din cauza unor experiențe neplăcute, din cauza minciunilor altora, prefăcătorilor, oarecum unii dintre voi v-ați închis. Patru de monede și regele de spade. Ia uitați cum stau amândoi. Petron, ne mișcați, rigizi. Hmm. Și aici este. Valetul de bute. Hai, mă, ceva frumos. Marea preoteasă. Mai există un secret. Este o atracție pentru cineva, da? Cineva va atrage într-un mod misterios. Valetul de bute și Marea preoteasă. Țineți eventual la acest personaj, dar rămâne un secret. Sunteți cool în exterior. Lumea nici nu știe ce simțiți. Aici este. Uitați-vă și voi ce frumos împărăteasă în sufletul vostru. Aveți un suflet frumos, dar care nu se poate manifesta din cauza unor blocaje. Pentru unii poate să fie, aici este, că am văzut, doi de monede. Da? Trebuie să alegeți între familie, soție, unii dintre voi și un personaj care este independent. Pentru alții, personajul care e independent, vi doriți ca și partener 9 și cu 1, 10, și dar ca să se întâmple această... acest vis frumos, această dorință frumoasă, Trebuie să rezistați sau să în ce sens să rezistați, să vă, să vă luptați. Ia uite că de apare și șapte de băte să vă luptați. Aici sunt două tipuri de garduri, interioare, exterioare. Dușman și în interior și în exterior, pentru ca acest lucru să se realizeze. Chiar dacă sunteți căsătoriți, unii dintre voi, conștientizați că există altcineva în jurul vostru care ar fi fost mai potrivit. Hai să lăsăm valetul de băte acolo, de a apar doi valeți. Ideea e comunicarea cu cineva. Țineți foarte mult la un personaj simpatic. Copilăros. Eventual, dacă sunteți căsătoriți, unii dintre voi, din cauza unui copil, nu puteți să vă eliberați atât, atât de ușor. Nu zic că nu puteți. Atât de ușor cum poate. Dacă nu era copilul, v-ați fi eliberat mai ușor. Aici este Saturn, varianta sa bună. Bine, Cărțile au venit drept. Iau de la capătul setului de cărți, faetonul, 6 de băte. 10 de cupe, soarele, cavalerul de cupe, în sfârșit cărți frumoase, duioase, emoționale, sensibile, judecata, vreți să renașteți după o perioadă de stagnări. Mai, da, Poate că v-ați vindecat de o atitudine. Ia uite, separarea aceasta. Măi, deci între voi există un personaj care va... A venit în viața voastră ca un trăsnet. Și nu zic nu să ai semn de foc. Haideți, nu săriți toți cu semne de foc. Pentru că oricine poate să fie. Un personaj poate să fie și un proiect. Este o sclipire. Da? care a venit ca un trăzne și ca un trăzne s-a și dus. Și ați rămas pe gânduri analizând această situație, dar această analiză a fost necesară să vă vindecați, să vă echilibrați și să creșteți spiritual. Da? Și vă doriți iar al treilea, poate că și ei conștientizează că există nevoie de exprimare, exprimare creativă, creativă e valetul de băte și emoțională, da? pentru că nu s-a exprimat ceva atunci. Deși dragoste există. Deși dragoste există. Și atunci s-a stat pe gânduri, i s-a stat pe gânduri până, până ați început transformarea, renașterea. Renașterea care vine cu această dorință imensă de a comunica emoțiile, fericirea pe care o simțiți față de acest personaj care va, v zis, va, va trezit la o altă realitate sentimentală, emoțională și vă doriți, vă doriți să mergeți către acest personaj, către această fericire. Să mergeți, simțiți că este destinul vostru. Da, eventual, iar e chestiunea de cuplu. Unul ar vrea să-i fac o propunere celuilalt. Acum, eu știu, eu nu vreau să creez iluzii și cine ascultă și nu-i balanță să zic oh, despre mine e vorba. Nu. Fiți calmi, puteți să ascultați și vedeți sunt timp dacă e vorba de voi sau de altcineva, dar nu vă faceți iluzii. Eu acum citesc în prezent, ce se întâmplă și totuși se dorește victoria. Adică ce înseamnă victoria și șase de băte. Poate unul dintre voi este în public, cum a zis mai devreme, lucrează în public. Unul dintre voi, nu neapărat, nu toți. Evident că nu toate balanțele lucrează în public și sunt strălucitoare în public. Dar unii dintre voi aveți acest uh, potențial. Alții. Vă doriți, repet, să aveți victorie? și să mergeți către persoana predestinată, nu persoana karmică, dar deocamdată în prezent, unii dintre voi, mai o anumită categorie, rămâneți în relația karmică. Pentru că aveți încă de dus niște bătălii interioare. Voi trebuie să învățați să vă creați granițele personale și știu că e greu. Dacă sunteți în suflet generoși, sensibili, iubitori, Viața, dragii mei, uf și ce fiore am și atunci, și nu știu, parcă îmi vine să și plângă acum pentru că știu cum este. Și știu, am și eu, am uh, Venus în casa șaptea, casa balanței, da? Este Venus la mine. Și știu, o parte din mine se poartă uneori ca balanțele, da? Vrem să fim pe placut, nu pe placul tuturor, să nu deranjăm, să nu rănim, să nu supărăm. Cel puțin așa am fost mult timp. Mă timp și uite ce am tu primit. Și eu, cum ați primit și voi. Incinoși, prefăcuți, intriganți. Zic una, fac alta, în față zâmbesc în spate. Ce mai lucrează, da? Și datorită acestor situații și al altora, da? Am ajuns și eu să fiu, ca și voi, unii dintre voi, precaută. Da? Și să învăț să-mi creez granițele personale. Vreau neapărat să vorbesc despre acest lucru. Foarte important, da? Dar ca să-ți creezi granițe personale, trebuie să se întâmple acel trăsnet în care tu zici era să zic o expresie românească, dar nu pot pentru că vorbesc în public, da? Folosim picioarele ca să mergem pe calea noastră și ni le, scoate din... Ni le scoatem din aceste cupe mudare, goale, Fade, da? N-au niciun farming, nici o strălucire. Aici este lumina, da? Da, știu, unii dintre voi ați întâlnit dragostea, dar n-ați putut să, să vă bucurați de acest, această ofertă din cauza unor probleme. Și asta e. În prezent rămâneți cu, nu știu, nici tata mare, scuzați-mă că mai vorbesc așa mai popular, nu, știe nimeni ce aveți, ia uitați, și voalul ăsta parcă acoperă ceacra inimii. Nu știe nimeni ce aveți în suflet. Pe cine iubiți? Dacă iubiți, dacă simțiți, a, ah, da, cei care sunt mai vorbăreți mai exprimă una alta, dar nu toată lumea. Eu cred că acum vorbesc despre o anumită categorie care este forțată sau a învățat să fie înțelept Înțeleaptă și să nu arate chiar tot ce simte. Oh. Vorbește mai puțin și totuși. Înțelege multe. Hmm. Hmm. Pentru unii dintre voi, în calea acelei ocazii, în calea iubirii, poate să fie Mama, soția. Da? Dacă văd și căsătorii de tineri. Eu fac și astrologie vedică, și știu că în astrologia vedică nu se recomandă căsătoria până la 27, 28, 29 de ani. În fine, hai să vedem. Hai să vedem ce alte cărți mai vin. Aș vrea să clarific. Hmm. Nu mai fiți așa, dar știu că trebuie să fiți, da? Trebuie să fiți unii dintre voi. Hai să vedem, totuși, ce alte mesaje. Că dacă clarificăm, s-ar putea să se schimbe mesajele. Rămânem cu primele și adăugăm acum la această poveste detalii. Clarificăm. șapte de monede, vă rog frumos, șapte de monede. Ups, ia uite, ia uite, ia uite, justiție. Doi de monede. Doi de... Voi trebuie să alegeți. Și aici e justiție. Voi trebuie să... Vedeți cum e cartea. Îmi plac mult cărțile mele. Nu vă supărați că mă încânt așa, dar îmi plac mult cărțile mele pentru că știu în ce context, context l-ați făcut. Într-o relație n-ați văzut nimic. În cealaltă vedeți, dar Ați învățat să vorbiți mai puțin, în face regele de spade. Vedeți, dar nu spuneți. Un personaj vă va aprinde, îl observați, îl simțiți și totuși vorbiți mai puțin, eventual telepatic. Cu alt personaj comunicați, dar lucrurile s-au răcit, eventual, pentru că nu ați văzut ceva la un moment dat. Da, Doi de monede, deci trebuie să alegeți justiția, cum vă echilibrați viața. Hai că nu mai vorbim că justiția vă reprezintă pe voi, da? Trebuie să vă echilibrați viața. Și a venit în poziție frumoasă. Să trăiți viața într-un mod corect, regele de spate a venit în poziție normală. Onorabil. Nobil. Și nobil nu înseamnă să stăm în relații karmice în care nu ne manifestăm pe noi înșine. Ia uite, eremitul. Apropo de studiu, apropo de să nu fecioarei, trebuie să găsiți lumina în această situație. Coburți un pic dintr-un univers în care n-ați mai găs -ați găsit nimic. Este gol aici. Da, trebuie să treceți prin întuneric ca să descoperiți o altă dimensiune care este plină, iau culoare, creative expression. Aici vă puteți exprima. Da? Și aici poate vă puteți exprima, dar ceva s-a întâmplat. A rămas canvasul gol, pânza goală. Uf. Zece de monede, apropo. Ia uite, trebuie să analizați. Ia uite, mare preot. Zece de spade. Nu zi ai că e căsătorie, poate nu e căsătorie, poate e familia din care vă trageți. Da? Tradițiile, cultura, educația pe care ați primit-o. Să faceți bani, să faceți cu tare, cu tare, cu tare și să ajungeți la 10 de spade. Adică la trădări. Clarificăm acum, te rog frumos, 8 cupe în trecutul, nu știu care o fi fost, în trecut. 8 de cupe. Pentru unii, acest 8 de cupe poate să reprezinte necesitatea să vă detașați de o poveste emoțional pentru că nu se putea manifesta, voi sau ei. Pentru unii poate să fie cu această lume și 8 de cupe, poate să fie o distanță, un drum și a trebuit, asta e. Dacă a trebuit să plecați, trebuia să nu arătați regele de spade, să nu mai arătați emoțiile, că mai rău făceați, nu? E o chestie onorabilă, chiar dacă unor nu se înțelege. 8 de cupe, hai să vedem în trecut. Clarificăm acest 8 de cupe pentru balanțe. 8 de cupe, 6 de spade. Ce zisei? Și dă așa emoțională și mentală. Poate chiar și fizică, iar o călătorie. 2 de bâte. Necesară ca să puteți alege, ca să puteți... Of. Uite, 8 de cupe, azi de cupe și 2 de bâte. Necesară ca să puteți să alegeți. Da. 8 de cupe înseamnă detașare emoțională de o situație, grif, da? Tristă. Și să alegeți doi de bâte între dragoste, o nouă dragoste sau vindecare, asul de cupe înseamnă și vindecare și poate să fie și acest, această cupă și situația respectivă în care trăiați. Clarificăm 4 de cupe pentru balanțe. 4 de cupe pentru balanț. Trecutul apropiat. Ce înseamnă apropiat? Variază de la unul la altul. De la unul la unul. 4 de cupe, te rog frumos. Clarificăm și mie. 4 de cupe. Ha. răbdare... Așteptăm mesaje de la Divinitate. Te rugăm, Sfinte Duh, trimite-ne mesaje. Patru de cupe, hai! Cu nu ne grăbim. Untru. Ok, ok. Soarele. Eu ador lucrarea asta, soarele, dar a venit invers. Este o situație pe care o regretați, de care vă edor. e de un personaj față de care simțiți multă dragoste, multe emoții și pasiune și emoții. Între voi este lumină. Sărutul acesta aduce lumină, că v-ați sărutat, că nu v-ați sărutat, în momentul în care vă veți sărutat, dacă nu v-ați sărutat, veți manifesta lumină între voi doi, da? Dar a venit soale invers. Sunteți triști, vă este dor de acest personaj. Acest personaj ia uite, a fost destul de vulnerabil cu voi. Eventual, unul dintre voi a fost vulnerabil cu celălalt și celălalt nu a fost obișnuit cu atâta deschidere, deschidere, și cred că a fost șocat. Șocat, evident. Sensul, da, uimit. Da... da. Hmm, și ce simt acum? Simt așa, nu știu, o chestie în suflet, în suflet și în stomac, parcă... Parcă e un dor. Repet, chiar dacă nu v-ați sărutat, parcă vă e dor de acel sărut nemanifestat, de acea lumină, de acea dragoste. Da, în fine, clarificăm. 7 de bute în prezent, 7 de bute. 7 hm. hm? de bute în prezent. 7 de bute pentru balanțe. De bâte șapte de bute pentru balanțe. Șapte de băte. Interesant! Cum mi-am luat și eu două cești de cafea, una cu cafea, una cu nes. Sunteți între două cupe. Una amară, una dulce. Una mai tare, alta mai slabă. Ia uite. prințesa de... Exact ce a apărut. Exact valetul de bute. Pentru unii această pasiune, atracție, trebuie să o protejați de cineva. Ia uite, sunt emoții. Și este într-o zonă nespusă. Da? Thaici, un personaj care vă echilibrează, vă dă emoții și vă, vă. vă regăsiți o altă latură nemanifestată până acum cu alte personaje. Va aprinde și vă stinge în același timp. În fine, aici este valetul de. sau prințesa de foc, sau valetul de băte. Pentru alții, dacă. Hai să mai vedem. Să zic, să nu zic, dar hai să zic, pentru unii dintre voi, pentru că mie să nu uit între timp mesajul. Am zis că totuși să văd cum se așează clarificările, dar pentru unii șapte de băte a fost clarificat de valetul de băte. Adică, v-ați dori, după cum vedeți e pe orizontal, v-ați dori să comunicați că tot e în poziția fricilor valetul care comunică, v-ați dori să dați un telefon să vă întâlniți, să exprimați să expri, da, creative expression, să exprimați atracția, stările pe care le aveți faptul că vă aduce bucurie acest personaj, într-un fel sau altul. Și totuși e așa într-un într stand-by această dorință, din cauza că sunteți obligați să vă puneți granițe personale față de invidio și față de alte personaje și atunci nu știți. Ce, pe ce să vă concentrați pe această luptă de păstrare a pozițiilor voastre? sau pe... Aici, pentru că e provocarea. Trebuie să alegeți. Vă, ex... vă echilibrați viața, vă faceți dreptate. Vă aduceți dragostea aceasta în viață sau stați în această energie monotonă, șapte de monedă, nu mai scot, că ați văzut-o, da? În care munciți, 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 obosiți, nu contează, nu contează. Ah. Și dacă ați, ați manifesta acest mesaj, ați transforma șapte, atitudinea defensivă, în opt, într-o atitudine deschisă. Atunci lucrurile ar demara cu viteză în sus, într-o direcție pozitivă și soarele și ar schimba poziția, ar veni și pe strada unora dintre voi. Clarificăm lumea, te rog frumos, pentru balanțe. Oh, ah, ce frumos! Mm -hmm. Cum interpretez aici, Ia să vedem. Lumea a fost clarificată de 8 de cupe și asul de cupe. Aici este interesant. E o distanță, cum am spus mai devreme. Dar vedeți aici? Aici, da, vedeți. Da? Ia, se vede aici? Nu, nu prea se vede. Aici este trecutul. 8 de cupe. Hai să vi-l arăt. Că nu pot să mișc încă n-am găsit tripod. 8 de cupe, 6 de spade. În trecutul îndepărtat, da? A să am zis că lumea poate să fie și o distanță pentru unii dintre voi. Știați că e distanță, că stați peste hotare și că mai totuși nu o să meargă dacă e distanța atât de mare. Cel puțin o perioadă cât aveți contractul respectiv până vă întoarceți în țară sau până reușiți să-i chemați cu voi. Sunt situații și chiar dacă nu-i vorba peste hotare, e o distanță. Sau dacă nu-i distanță, sunt alte chestiuni serioase care trebuie încheiate ca și capitol. Dar revin. Dacă a fost distanță, v-ați, te a fost clarificată lumea de 8 de cupe, da? Și a venit în poziție normală, ca și aici, 8 de cupe. Dar de astă dată a fost clarificat cu asul de cupe. Hm. De asta dată trebuie să vă îndepărtați. Da? Trebuie să vă îndepărtați de această distanță. Trebuie să vă îndepărtați o de cupe de, de capitol care trebuie încheiat ca să puteți manifesta asul de cupe. Asul, asul, de cupe încă e nemanifestat, e prezent. Chiar și în această poziție este o variantă pozitivă, dar se poate și mai bine. Da? Și soarele este minunat. Dar a venit invers personajul acesta vă aduce fericire și chiar dacă nu e un personaj, poate să fie o ocazie profesională, da? Care vă poate aduce fericire, vă poate aduce, op, succes, vă poate aduce în fața publicului într-un mod, eu o să fiți casoare pentru unii dintre voi și totuși, da, e, e încă nemanifestat. Și ca să se manifeste repede, eu cred că sunt destul de clară și îmi plac că cărțile astea vin cu altfel de detalii, de aia le și folosesc cu drag. Se poate manifesta acest as de cupe, dar trebuie să lăsați trecutul în urmă. Ia, la capătul setului de cărți, regina de băte, nu de bâte, de monede, da? regina de foc, luna, și asul de spade. Aici sunteți voi, da? E o distanță, iar trei de băte. Distanță între voi. Acest început se poate manifesta pentru unii în secret. În secret. Eventual din cauza unei persoane geloase. Posibil unii să aveți un personaj gelos în preajma voastră și să trebuiască să manifestați în secret orice început care vă poate aduce bucurie și succes. Pentru că există invidioși. O, oh, și știu cum e. Și repet, nu e vorba doar de dragoste, poate să fie și un proiect profesional. Știți cum e? Când vă e bine, ceilalți încep, încep să se zgârie pe ochi, nu? Clarificăm, te rog frumos. Uh, șapte de spade în poziția influenței exterioare. influența exterioare, șapte de spade. Opa, patru de bute, Opa, acasă. Cineva vă minte? Opa, așa, Eu așa simt, fără supărare, dacă se supără cineva, e problema voastră. Patru de băte. Pentru mine înseamnă casă, da? În mod special. E patru, e casa a patra, da? Că tot avem șapte relații contracte, avem și patru, ia ca așa. Aveți. dar după cum vedeți nici patru acesta n-a venit în poziție corectă. Acasă există cineva care plică, vine, pleacă, vine, pleacă. Eventual, cu această deschidere și Lilith, care este în loc de diavol, da? Are o atitudine mai toxică, are o viață toxică, poate se deschide o, până se este vulnerabil, vulnerabilă în fața altor persoane și nu în fața voastră. Of, nu știu de ce, simt că există cineva care vă înșală. Acum nu, nu intrați în panică. Acest poate să fie și un frate, o soră care creează probleme. În aparență, pare deschis, că aici este aparența la șapte de spade, pare deschis, e jocul, da? În față zâmbește și în spate, iaute, e ca E relația toxică, diavolul. Da? Aici. Poate că pentru unii dintre voi încearcă să vă atragă prin corp, prin așa zisa pasiune, da? Dar are alte interese. Să vă țină, că de fapt, lilicii, diavolul, asta face, să țină. Asta în cazul? Da. Pentru unii dintre voi, evident că nu pentru toată lumea. Acum, ce mai este? Pentru alții? Pentru că la capătul setului de cărți este acest flowing, un soi de spânzurat, stagnare. Stagnați în această situație. Pentru alții, acest mesaj se poate referi la un personaj. La personajul care a vrut să fie deschis, a mai apărut o deschidere mai devreme, da? A simțit că sunteți într-o relație toxică, că aveți probleme acasă și atunci a fugit. A fugit. Mai dăm totuși, deci, din setul ăsta de cărți, mai dăm o clarificare și pentru șapte de spade. Uf. Da, e exact. gata. Soarele și... Soare... Nu, deci, nu zim nu să ai... Deci, am spus ce am spus, da? M -m -m Păstrez mesajele pentru că sunt complexe, sunt diverse, se pot manifesta în două planuri, mai ales dacă uh, aveți familie, părinți, un interes față de cineva. Soarele și zece de cupe. Wow! Dacă ați simțit această conexiune profundă între voi și cineva, acest personaj simte că sunteți în șapte de monede, că aveți niște probleme de, rezol de rezolvat, că aveți de ales doi de monede, că trebuie să vă faceți dreptate, da? că ați vrea să vorbiți, dar nu puteți. Da, puteți să fiți rece. Să nu știe nimeni. Să nu știe nimeni, nici părinții, nici frații, nici soția, nici prietenii nici cei mai buni ce simțiți. Dar acest personaj... Uf... Ce simt? Acest personaj vă simte. Și pentru că vă simte, simte că... Că este o situație toxică în casa uneia dintre voi. Zic uneia dintre voi. Dacă la voi e bine, e bine acasă, foarte bine. Minunat. Dere diavolul și patru de băte. Poate că ei sunt puși, iar variază. Poate că ei sunt puși în situația în care să-și să, să minte familia, prietenii și să nu arată dragostea și atracția pe care o simt față de voi. Iar variază, vedeți, că se, dar nu că variază, pot să fie toate cele trei mesaje. Înțelegeți că ne manifestăm pe mai multe planuri. Și mesajul, la cât sunt de complexe cărțile de tarot, se poate manifesta același și pentru voi, și pentru ei, și pentru X, și pentru Y. Și n-ar zice musa că e o minciună căutată, că e așa, e stil de viață, un stil de viață mincinos. Uneori nu trebuie să spui că ești bine, uneori nu trebuie să spui că iubești, uneori nu trebuie să spui că ai bani, că ai succes pentru că apar în vitre, că încep oamenii toxici, relațiile toxice să tragă, să te țină, da? Uf, la capătul setului de cărți, nouă de spade. Ia uite, ia uite. Exact, asul de spade, patru de băte și diavolul și magicianul. E o situație toxică care trebuie rezolvată în casa unuia, a voastră, a lor, poate a ambilor, a ambilor, ca să se poată manifesta acest început. Da? Și până se alege și acest personaj, suferă, nu doar voi, și ei. Da, nu știu, am și așa o stare. Când vă citesc, simt, simt niște chestii. Valetul de băte în poziția fricilor. Valetul de băte. Te rog frumos. Pentru balanțe. Iată. Luna. Ate. Este un proiect care încă nu s-a născut. Concepția a venit invers. Din cauza încă trebuie să renunțați la 10 de spade, la trădări, la minciuni, la suferință. Acum, cum a fost clarificat? De vis. Visați. de un vis. Visați că veți vorbi. Da, probabil comunicați în vis, dar nu în realitate. Visați că veți vorbi cu acest personaj, că veți începe ceva nou. Dar deocamdată nu aveți încrederea, împăratul a venit în poziție aceasta, nu aveți încrederea necesară, trebuie să schimbați în poziție normală. Și totuși ce este bine la această poziție? Că totuși soarele e sus, adică aveți totuși inspirație. Această poveste, acest soare care a apărut la un moment dat în viața voastră, încă țineți în gând la care visați, da? Da. Visați că veți avea stabilitate cu acest personaj sau că acest proiect vă va aduce stabilitate și e bine că visați, chiar dacă e în poziția fricilor. E bine că visați pentru că încet, încet veți manifesta într-un anumit ritm. Mai încet, asta e uite, îndrăgostiți. Da. da, visați. Trei de cupe. Visați la o dragoste în poziția fricilor. În sensul că știți că deocamdată nu se poate manifesta așa cum ar fi trebuit ea să se manifeste. Acum, hai să vedem, clarificăm regele de spate. Ce vă doriți? Regele de spate. Nu ce ce apăsare am acum. E o greutate pe sufletul vostru. Al unora dintre voi. Regele de spate. Greutatea este, pentru unii, această armură care trebuie să o purtați în loc să fiți deschiși, vulnerabili, ia uite, să fiți aici copii, copilor roși, de bucurie, de speranță, de idealism. Cum e acest personaj din viața voastră? Un personaj extrem de idealist, de, de frumos, de colorat, de creativ, de zâmbăreț, de... A, ah, a, ah. și aici este... Clarificăm regele de spade, te frumos. Poziția dorințelor pentru balanță. Regele de spade. Hmm. Steaua invers. Aici nu aveți speranță încă. Dar, dar, trebuie să vă dezvoltați. Cât timp nu se manifestă această poveste, această fericire, trebuie să învățați să credeți unii dintre voi, care mai ales dacă aveți tendința să fiți raționali, să nu credeți, bine, nu cred că cei care ascultă tarot nu cred că nu cred în Dumnezeu. Poate că e o altă categorie. Ce vă doriți? Mai dăm o carte. Pentru unii dintre voi, am zis, pentru că vă, vă simțiți unul pe celălalt și ei simt că voi aveți niște probleme și voi simțiți că și ei au niște probleme, este foarte posibil acest personaj despre care am vorbit, care de altfel simte multă dragoste și emoții în preajma voastră, dar este obligat să nu le arate din cauză că voi aveți probleme acasă sau ei au probleme acasă. Wow, ce simt pe, pe inimă mă pasă. Să vă doriți acest personaj, chiar dacă știți că ei nu și arată emoțiile, nu vă dau speranță, voi simt, am zis, voi vă întâlniți în vis. Unii dintre voi așa simt că vă întâlniți în vis. Spuneți-mi că e adevărat. Între timp, dragostea voastră, pasiunea voastră crește din punct de vedere spiritual. Pentru că aici este un cuplu maestru și ucenic spiritual. Mm. Între timp, aveți și această nostalgie. Vă este dor. Clarificăm. 10 de monede deși are a făcut etalarea lungă, dar... 10 de monede, 10 de cupe. Pentru un viitor veți fi fericiți. Veți avea și bani, veți avea și, și dragoste, da? Ia uite, 10 de cupe aici. Eventual, posibil, vă veți căsători cu acest personaj La un moment dat în viitor, într-un viitor Cine știe când Pentru că este multă dragoste Aveți multă dragoste pentru ei Și ei pentru voi Uf. Șapte de monede Dar în poziția orizontală și împărăteasă Împărăteasa și împăratul au fost aici, da? Trebuie să aveți un pic de răbdare și să ieșiți ieși din relațiile plictisitoare, obositoare, monotone, să alegeți această dreptate. Poate că unii vreți să vă căsătoriți dacă nu sunteți căsătoriți. Iar împărăteasa aici este. Clarificăm în 4 de, up, 4 de <laughs> monede. Viziune. Aici este. Frumos, nu? reușiți să faceți. Exact ce am zis mai devreme la casa 8, la, casa 8, la, la, frici. Visați, încercați să aveți vise, să comunicați telepatic cu, eu știu, cine vă e drag sau cine vă place sau chiar dacă n-ați întâlnit persoana, să o vizualizați, să vizualizați straiul cu ei. E o chestiune de manifestare că tot am văzut magicianul la început. Ca să puteți să ieșiți din restricții, din tradiții, dintr-o atitudine prea strictă, prea din familie, din aceasta rigidă, da? din karmă, din relațiile karmice. Încercați să vizionați. Regele te spade, tot aici sunteți voi. Eu te gândind. Gândește. Asul de spade când vine invers, pentru mine înseamnă și gândire. Încercați să, să schimbați această distanță. Trei de bătăi invers. Ca să vă puteți întâlni cu acest personaj 3 de cupe. Dacă 3 de, de băte în poziție normală înseamnă așteptare, invers înseamnă că nu prea mai vreți să așteptați și să manifestați mai repede, da? să intrați în plănuire și în manifestare, 2 de băte și, și valetul de băte. Dar pentru asta trebuie să manifestați. Este un personaj, eu știu ce am scris aici, sunt niște versuri superbe din Rumi. În cărțuria pe care o îi prezentau cu cărțile, o să scriu aceste versuri. Este că acest personaj, pentru unii este flacăra voastră geamănă și dacă nu-i flacăra geamănă, este un suflet pereche foarte înalt, care vă poate fi un prieten. Un prieten, da? De calitate. De calitate. Cam cum era, dacă știți voi, povestea Shams din Tabriz cu Rumi. Puh, da. Dar pentru asta trebuie să comunicați. Trebuie să comunicați. Deocamdată, cred că unii dintre voi stați pe gânduri. Și se vede și aici. Se vede că stați pe gânduri. Și aici se vede, se vede reținerea. Șapte de băte, Atitudinea defensivă în felul în care comunicați atracția, dorința, inițierea, inițierea. Unele balanțe în anumite situații. De înțeles, evident. Inițiază mai greu decât are inițialții. Din acest motiv, acest personaj s-a retras și, da, ca și voi, nu știu, eu cred că sunteți doi, doi oameni care vă iubiți foarte mult și nu vă arătați dragostea unul față de celălalt, pentru că sunt niște situații de rezolvat în viața unui așa altuia. Clar, asta simt eu. Dacă voi simțiți mai mult din cât am reușit să vorbesc, ia 57 de minute. Dacă voi trageți altă concluzie, este dreptul vostru, alegerea voastră, mă bucur că am reușit să vin cu câteva, eu știu, confirmări, mesaje. Dar abia aștept, mai balanțelor, să-mi scrieți că vă bucurați această dragoste. Când va fi, nu știu. Chemați-mă și pe mine, nu știu când se va întâmpla, anunțați-mă, faceți ceva, un gest, știi? Prea, nu știu, prea provocată, dar marile iubie, dacă mai citiți azi, mai citiți și voi din literatura clasică, mândrie și prejudecată, la asta mă tot uit pe internet de ceva tip, foarte fain, foarte fain, dacă aș citi mândrie și prejudecată și alte cărți de genul acest, torente, ah, multe, nu mai știu, eu, acum am vin multe în cap, dar Depinde de voi ce literatură ați avut în tinerețe, în maturitate, când vezi voi. Marile iubiri sunt provocate și e normal. Ca să fie o iubire mare, trebuie să crească și nu are cum să crească decât... Uf! Când învățăm lecțiile și aici este sfatul, aici este lecția spirituală. O nouă lume se poate manifesta oricând, depinde de noi. Dacă lăsăm în spate, ce? lăsați. Dar zic, pentru că e valabil sfatul și pentru mine, nu e doar pentru balanță, dar la voi a venit în mod special. Lăsăm lumea veche ca să vină lumea nouă. Și e frumos, da, că a apărut astfel de cupe nemanifestat pentru că încă nu v-ați eliberat de trecut. Da? Frumos. Mai, vă pup, vă iubesc, vă doresc dragoste, pace și creștere spirituală și tot ce e mai frumos. Ceau, cea.